Voiacii s-a accidentat în urmă cu 10 zile și nu-și mai revine. Muntenegranul a fost băiat neascultător. În loc să se ducă la doctorul recomandat de Nicoli, s-a tratat de capul lui. Acum e nevoit să stea mai mult timp pe bară. În Belgrad, Voiacii nu va juca la meciul cu Giurgiu. S-au pierdut 10 zile de pregătire, probabil și din cauza lui, pentru că dumnealui i-a recomandat să meargă la un doctor în Belgrad, în care crede foarte mult. Este singurul doctor în care are încredere, pentru că 40 de ani a lucrat doar pentru basket. Voiacii a ales să meargă la un alt doctor, astfel s-au pierdut 10 zile de pregătire. Nicoliș nu-l poate folosi nici pe Mocanu. Pivotul e în continuare accidentat și va rata cel puțin următoarele 9 meciuri. Chiar și cu aceste probleme, Energia e obligată să bată pe Giurgiu. Elevii lui Nicoliș trebuie să stopeze seria neagră de 3 înfrângeri la rând. Urmează un meci dificil acasă cu Giurgiu, echipă cu 6 jucători americani care joacă mai bine decât sezonul trecut, astfel că pe noi ne așteaptă un meci foarte greu sâmbătă. Energia a învins Giurgiu într-un amical disputat în septembrie la Târgu Jiu cu scorul de 74-72. Meciul oficial se dispută sâmbătă de la ora 20 în sala sporturilor din Târgu Jiu.